Adela Popescu și Radu Vulcan și-au botezat cel de al treilea băiețel. Micuțul Adrian a fost creștinat ca la carte și slujba a fost una acum nu se putea mai emoționantă, astfel că imaginile de la frumosul eveniment vorbesc de la sine, ei bine, micuțul Adrian a fost creștinat, ieri, 7 mai, nu putem să nu ne aducem aminte că frumosul eveniment a fost anulat prima dată, astfel că a fost reprogramat pentru data de ieri. Chiar dacă totul a fost ținut secret inițial, botezul celui de al treilea băiețel al prezentatoarei TV trebuia să fie în luna noiembrie a anului 2021. însă se pare că pe atunci au fost infectați cu virusul COVID-19, chiar cu două zile înainte de marea petrecere. Oricum ar fi, cert este că creștinarea micuțului Adrian a avut loc într-un loc spectaculos. Adela Popescu și Radu Vulcan fiind atenți chiar și la cel mai mic detaliu, astfel încât totul să iasă perfect. Printre vedetele care au participat la ceremonie s-au numărat Laura Cosoi și Dana Rogoz, prietene bune cu Adela, Răzvan și Irina Fodor, cuplu apropiat celor doi părinți. Mihai Morar, dar și Ruxandra Ion, producătoarea TV supranumită și Mama Telenovelelor.